Grazie, ședințul ordinar. Prin dispoziția 154 de către domnul primar, cu ordine de zi care v-a fost făcută cunoscut și pe care ați parcurs-o, ați avizat-o și, prin urmare, solicit în primul rând domnului primar să aprobe în prima fază alegerea președintelui de ședință, după care să aprobăm ordine de zi. Domnul primar. Mulțumesc, domnul secretar, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a face ședința ordinară de astăzi. Primul proiect de ordine de zi este alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Corbasca pentru trimestrul 3-2022, drept pentru care vă cer permisiunea să propun supunerea la vot pentru alegerea ca și președinte al ședințelor de Consiliul Local pe domnul Pușcașu Iorgu. Cine este pentru? Mulțumim. Cu unanimitate, domnul Pușcașu a fost prezentat ca și viitor președinte de ședință. Domnul Pușcașu, vă rog să dați citire ordinii de zi, supuneți spre aprobare și... Deci, proiectul 48 l-ați aprobat, trecem la celălalt proiect. Proiectul numărul 49, privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca pentru anul 2022. Proiectul numărul 50, privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție de la FNG, MSI, IFN, în vederea garantării obligațiilor de plată avansului din fondurile nerambursabile pentru realizarea investiției, modernizarea, renovarea și dotarea camionului cultural din localitate. Proiect de hotărâre numărul 51 privind aprobarea plății obligațiilor financiare către Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala bugetului Bacău. Proiectul numărul 52 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociat de dezvoltare intercomunitară pentru salubrizare Bacău. Deci, ăsta este ADIS-ul. Alt proiect de aprobare a cotizației pentru ADIM pentru anul 2022. Proiect privind aprobarea cotizației anuale a Comunei Corbasca la patrimoniul Asociația GAL, cetatea Tama Sidala. Și proiectul 55, privind aprobarea taxei anuale datorate Asociației Comunei în România pentru anul 2022. Deci 5 proiecte sunt numai cu taxe. Supun la votul dumneavoastră proiectele prezentate. Cine este pe aia? Da, cuvântul domnului primar, să te prezinte și apoi să intrăm noi în vorbă. Să vorbim mai mulți, ca să poată comunica persoane, că am vorbit mai mulți. O să trecem la prezentarea proiectelor de hotărâre. Proiectul numărul 49 privind rectificarea bugetului local. Ați putut vedea în ședința pe comisii raportul doamnei contabil, raportul de specialitate, care nu găsesc. Care nu este aportat? Nu l-a adus. Da. Sigur, știți că rectificările facem în momente în care e nevoie de rectificare. Știu că sunt probleme de virări de sume de la UNICEF pentru desfășurarea proiectului România pentru fiecare copil. E nevoie de sume pentru, eu știu, completarea capitolului investiției modernizare drumuri locale în Comuna Corbasca. Mai sunt niște lucruri de pus în buget. Drept urmare, argumentarea este solidă și sănătoasă pentru aprobarea rectificării. O să solicităm doamnei contabil să vină să ne prezinte noi raportul de specialitate, așa încât să știți despre ce este vorba în amănunt, să nu avem discuții după aceasta. Proiectul numărul 50, privind aprobarea solicitării prelungirii scrisoarei de garanție la Fondul ăsta Național de Garantare pentru garantarea obligațiilor de plată avansului din fondul nerambursabile pentru realizarea cărnului ăsta cultural. Știți foarte bine problema de la cărnul cultural. Avem, în sfârșit, am terminat
cu toate războaiele, e nevoie de scrisoarea sa de garanție pentru a putea intra în procedură de achiziție publică investiția și să vedem, poate avem noroc și de un constructor zdravă la minte să nu mai vină să semneze și să plece după șantier. Celelalte 5 proiecte de hotărâre sunt cu privire la, la aprobarea obligațiilor de plată către societățile astea cu care noi suntem parteneri. Pomenesc că e Societatea Națională de Cruceroșii din România, filiala Bacău. Știți că avem o foarte bună colaborare cu dumneavoastră și chiar dacă nu am avut până anul trecut nicio, eu știu, o legătură juridică cu dumneavoastră, dumneavoastră nu au catadixit să ajungă la noi și cu ajutoare pentru persoanele aflate în situații de risc și cu sprijin pentru anumite perioade calamitate și ferească Dumnezeu în cazurile astea de restriște, dumneavoastră sunt autorizați să intervină pe situații de război, pe, au venit, au făcut și cursuri de astea gratuite pe la școli cu acordarea primului ajutor. Sunt niște oameni foarte generoși care își pun în, în sprijinul comunităților tot, tot ce au ei ca și specialitate. Drept pentru care, fiind membri ai societății, suntem partenerii dumneavoastră, avem de achitat o cotizație și ați văzut că nu este o mare sumă, ca să putem, să putem bate la ușa lor de câte ori avem nevoie. Proiectul numărul 52, la fel, e o cotizație la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubritate, unde suntem membri și domnul de la cetățeanul european nu știa că proiectele de salubritate sunt niște proiecte pilot la care toate OAT-urile din județul Bacău sunt partenere și cel care dă informații, nu știe, asta e problema mea cea mai gravă, că cel care informează habar nu are, pentru că noi suntem membri Asociației Dezvoltare Intercomunitară, care în baza acestei asociații s-a accesat proiectul ăsta pilot la nivel de județ cu banii europeni să face salubritate în județ. Ați văzut mașini noi, mașini care vin în fiecare sâmbătă la post, ne iau și miercurea vin la deșeu selectiv. Sunt multe probleme de vorbit, dar nu are rost să le... Proiectul 53 pentru aprobarea cotizației la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru apă la așa la DIP. O să avem canalizare, o să așteptăm să preia și instalația de apă și suntem membri, acolo trebuie să plătim, că așa e frumos să nu avem datorii. De asemenea, suntem membri în GAL Cetate Tamasidava, am și reușit să accesăm proiectul ăsta de modernizare a parcului. Trebuie să le plătim cotizația, că așa e frumos. Urmează să vină exercițiul european următor și atunci vom beneficia de încă sumă pentru investiții și o să hotărâm tot împreună sper ce o să facem cu banii. Am fost informați că pe probleme de pandemie mai avem de primit încă niște bani. Vom vedea ce facem și cu aia tot împreună cu noastră aici. Și, nu în ultimul rând, aprobarea taxei anuale datorată Asociației Comunelor din România, care știți că este o entitate la nivel național, o entitate cu care noi colaborăm și avem o colaborare foarte fructuoasă, atât din punct de vedere al pregătirii personalului, cât și a clarificării tuturor problemelor juridice complicate. Dumnealor vin și cu un audit la noi. Sunt mai multe planuri în care ne desfășurăm activitatea în parteneriat cu aceste entități juridice. Drept urmare, asta este ordinea de zi de astăzi. O să o rog pe doamna contabilă să vină să prezinte și el ca să nu intrăm în discuții până nu vedeți dumneavoastră până la toată. Da, te aduce să... Lăsați cu adică, domnul. Da. Deci nu vă mai întreagă. E mai tână. Mai tână ca tine. De pe din. De la fi. Eu știu, prevalându-i faptul că am făcut ședința mai devreme, o să mai fie una până pe data de 24, când domnul secretar a solicitat concediul de odihnă și o să vă mai solicităm o dată, sigur, o să mai fie o rectificare, o să vină bani de la PNDR pentru plățile, situația de plată depuse până la data asta
Și o vedem. Viramente, la unicie, o să mai fie câteva proiecte de hotărâre. O să facem și o analiză la sistemul de alimentare cu apă, să vedem dacă nu cumva se impune mărirea tarifului cu... Dar raportul e aici? Nu găsesc, nu l-am văzut. Păi dacă era aici, nu îl vedea? Dacă era aici, era anexă la hotărâre, eu nu l-am văzut. S-a venit. Mi-a ajuns și-o de la ta, doamnă. Cui l-a de la Bărlăreți? La dimineață? Lutoar sui Ion. Lutoar sui Ion. Care Ion? Ion al lui Matal. Dar Ion el nu spune. Da, Ion. E cel mai bun acent de pe județ Bacău. Ion el e mandietă mare. A început să îmbătrânească, nu mai ține minte. Bătrânicul s-a născut, asta e problemă. Da. De el la ce îl ține? Să-mi-l dea mine. Da. Raportul de specialitate a compartimentului contabilitate spune cam așa, analizând contul de execuție, raportul de execuție bugetară, așa, la partea de venituri înregistrăm 13.250, care depășește prevederile bugetului inițial. Avem o hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea la bugetul local a cheltuielilor pentru realizarea obiectivului de investiție, amenajare, curte și împrejmuire sediu primărie. La situații de urgență avem, ați văzut dumneavoastră, participarea la concursul județean pentru echipele voluntare la nivel de județ, am reușit să ocupăm locul întâi, locul care ne obligă să mergem la faza interjudețeană, pentru care trebuie sume. Aici au intrat banii pentru echipament, când poți să duci la o competiție la care reprezinți județul îmbrăcat cu haine rupte și cu bocanci scârciani și cu tricourile murdare. După aia, HPIS-ul ne virează o sumă pentru suplimentul ăsta de energie electrică la persoane defavorizate. Și cam asta e. Aici sunt toate anexele, o să vi le dați să le vedeți. Cu toate modificările. Da. Cam asta e la rectificare. Au fost mai mult forțați de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție la FNGC Imosta pentru a putea demara procedura de achiziție la Căminul Cultural. Cam asta este despre ordinea de zi. Dacă sunt nelămuriri, rugămintea mea este să vă înscrieți la cuvânt. Dacă vă putem răspunde, vă răspundem pe loc. Dacă nu vă putem răspunde, vă facem răspunsul în scris prin scrisoare recomandată. Și cu, răspuns așteptat, aștept răspuns. Înainte de a solicita înscrierea la cuvânt, ați observat că era nevoie de asemenea hotărâri, asemenea proiect de hotărâri, suntem în perioada de vară. Trebuie să ne încadrăm în termenele de acest stabilit de instituțiile care noi trebuie să fim puși la punct ca să putem beneficia de niște avantaje în urma acestor proiecte care sunt prinse în ordinea de zi. Deci, cine dorește să ia cuvântul? Domnul Babi? Da. Vă dau cuvântul ca să nu stau prea mult. Sunt de acord toate proiectele. În special la diverse am o problemă. Da, fără problemă. Apa. Vă rog oamenii din sat să băgați un program lung ca 3 zile, dealul 4 zile. Că nu avem apă, nici eu, în special că eu sunt la intrare, nu am apă, nu mergi mașina spălă. Deci nu mergi, nu am apă. Ai pus voci? Te rog, frumos, doamne. Să se băgați lunca 3 zile și dealul 4 zile. Să prinde și aia, de-aia de la deal lunca altă nu mai văzut 3 săptămâni. A doua problemă, am vorbit cu dumneavoastră, domnul primar, cu terenul de fără.
trebuie să faceți ceva în așa fel copiii și studenții, deși le să nu plătească domnul. Vine copilul la 3 ani, îl dă apare teren. Să te pare bine. Deci copiii și deci elevii și studenții nu se plătească bani. De data afară m-am întâlnit cu oameni și o să dar ce băi, eu cumpărat taxul teren de forma. Deci am întâmplat ceva care eu nu mă așteptam. Eu pur și simplu duminit, am venit la Pești, am ajuns când s-a făcut joc și un revin, m-au oprit oamenii pe stradă și nu. Eu cumpărat taxul teren de forma. Deci elevii și studenții sunt plătească. Deci eu au jucat până acum volei până la 3 dimineața, 4, câți bani au dat pentru până la asta? Dar cine e încasează? Cine e încasează? Vă răspundem noi la asta. Așa, deci elevii și studenții, odată copiii aia afară din, 3, din, din clasa 1 și a 2 dată afară pe teren vineri. Pentru eu fac făcut terenul ăsta. Să, nu poți să cer banul ăla când îi dă mama 2 lei și se duce să iei înghețată. Și cine dă afară? Iar domnul Drăghici, dacă se poate. Domnul Drăghici, dumneavoastră știți cât rău faceți comunii Corbasca? Câte amenzi plătește comuna Corbasca pentru dumneavoastră? Veniți, domnule, și vedeți ce este aici. Și domnitocul ăla care tot vă informează, să vină și ăla să vorbească cu primăria. Dar cine Drăghici? Cum e Drăghici? Care face reclamații de la Bruxelles. A ajuns și el în Papuci acolo și veniți, domnule, și vedeți ce s-a realizat în ultimii ani. Și atunci vorbiți, da, domnule, când am plecat de aici era drumul și intra până la genunchi și acum este ceva frumos, asfalt și tot ce trebuie. Și se va face, dacă dă Dumnezeu, se va face tot. Veniți și nu mai faceți reclamații. Ia comuna Corbasca, dă bani, pidea moaca, că vreți dumneavoastră. Deci orice control, că trebuie să înțelegeți, orice control care vine, ăla dă oricând amendă, domnul Drăghici. Deci ăla când vine nu pleacă, că băi, comuna Corbasca este foarte bine realizată și făcută. Nu, ăla vine, vine pentru amendă. Mai mare, mai mică, dar ăla când pleacă de aici, tot amendă dă. Cine suportă? Cine? Noi cetățenii suportăm. Deci nu suportă altcineva, cetățenii și în afară de asta, mai așa instituția asta, primarul și vicii și toți ăștia ia amendă pentru că alte probleme. Nu, veniți, vedeți, băi, da, s-a făcut. Nu s-a făcut atunci, da. Când ați plecat de aici, cum ați plecat? Cu ce se legă ogiul? Nu, dar trebuie, deci când faceți o reclamație, domnule, da, s-a făcut asta, asta nu este bine. Dar odată ce este acum făcut în comuna Corbasca, drumuri, tot ce trebuie, domnule, nu se poate face în 4 ani, de ani, 4 ani sau 5 ani de zile cât vreți dumneavoastră. Vreți că cum este Europa? Păi e altceva. Deci nu mai faceți reclamații pentru așa ceva. Da, referitor la proiect, la proiectul la urmă, amic. Da, sunt necurcuri proiecte, taxele trebuie plătite, când noi beneficiem și noi după urma lor, cât de cât, cu un sprijin și cam asta. Da. Nu un pic, Mihai, iartă-mă ca să-i și răspund domnului Drăghici vis-a-vis de alimentarea cu apă. Știți foarte bine că vineri ne-am trezit cu o surpriză nedorită. Cei de la domnul județean au reușit să rupă din nou țeava la Brâie, la Marghiera. Dorel. Așa, un fel de dorel românesc care nu ne părăsește nici măcar în weekend. A fost ieri, a fost reparată în primă fază. Am avut o bucată de țeavă împovoiată care n-a putut fi lipită la unul din capete și când am dat drumul la apă din rezervor, care este plin și a fost pus la dispoziția satului Marvila, s-a curs, s-a trebuit să oprim să nu pierdem apă și acum astăzi băieții lucrează de dimineață, o să fie remediată problema. Acolo la Marvila, eu am spus-o și cred că o înțelege toată lumea, este studiată. La vale sunt maxim 10 familii care ar putea fi constituiți ca, familie, ca și familii care consumă. În momentul în care eu dau drumul apei pe lungă, dealul rămâne fără apă. Și am făcut doar așa o simulare a unui consum. Am calculat noi că pompa că într-o singură zi, adică 24 de ore, ne bagă apă în valoare de 2700 de lei în rezervor. Apă care nu ajunge la Marvila. Dacă eu trimit casierul în Marvila, vine cu 350 de lei încasări. Este echitabil lucrul ăsta? Este fezabil un sistem de alimentare care funcționează în parametri ăștia? Nu este, sub nicio formă. Niciodată n-ar putea să vină cineva să spună că sistemul ăla de alimentare este fezabil și răspunde cerințelor oricărui om care face o minimă analiză economică. Apa asta este scoasă cu energie electrică care s-a scumpit, s-a dublat ca și kilowatt. Apa asta este trimisă la Marvila prin niște conducte care au fost înlocuite aproape în proporție de 60-70%. Tot satul a fost rebranșat din nou, practic.
Apa asta pleacă dintr-un rezervor care a însemnat o investiție. Noi nu vrem să respectăm niciunul din lucrurile astea. Noi nu vrem să ne gândim la omul de la deal care nu are apă 2-3 săptămâni, ne interesează doar să avem noi. Și nu numai că ne interesează să avem noi, ne interesează să avem și fără să plătim. Și lucrul ăsta o să ne împingă să lăsăm munca administrativă pe perioadă de 2-3 săptămâni, să luăm de la capătul satului până la ultima casă din ultimul cătun care are alimentare, vreau să verificăm fiecare post de consum. Pentru că la fel de mult suntem și noi interesați, ca și dumneavoastră care solicitați, să aducem bani în bugetul local. Pentru că o să vină și la mai cineva să se intereseze. Bă, dar voi cu sistemul ăsta de alimentare cum rezolvați? Că funcționați, bine că funcționați, că le dați sau nu le dați oamenilor, dar eficiența economică care există acum, cu investiții, orice investiții. Chiar și terenul de sport are o perioadă în care el trebuie să se amortizeze. Ce înseamnă să amortizeze? Adică să-și plătească valoarea investiției, cumva. Ori noi avem în ședință de Consiliul Local aprobate niște tarife pentru folosirea acestor spații de recreere, le spunem noi. Nu-i sănătos din punctul meu de vedere, pentru că sănătos ar fi să poți să te duci, să-l folosești și să-l folosești și civilizat. Da. Condiționat de faptul că în ultima perioadă vedem cu toții ce se întâmplă în comuna Corbasca. Adică în parc s-a distrus aproape tot și sărac constructor trebuie să facă din nou tot ce a făcut acolo pentru că nu a reușit să predea. Și doamnul meu se întreabă de ce nu se mai termină. Păi pentru că nu se termină pentru că noi nu reușim să facem cât strică ăștia în timpul liber. Sâmbăta și duminică este un om care stă aici. E omul ăla vine la mine plângând, a spus, domnule, eu nu mai pot sta aici, ăștia sunt primate, nu sunt copii. Eu zic că eu n-am văzut așa ceva niciunde în lume. Să te duci, să te atras de riglele de la scenă până a scos una, o bară de aia dintre stâmpi, a spus, domnule, că a venit nebuneala. Au spart panouri fotovoltaice, au făcut. Ei, pentru acest lucru am pus și la Scărișoara și la Marvila un cetățean care să aibă în grijă aceste incinte cu terenul de sport pentru recreere. Taxa este una modică. Dacă ne-am raportat la hotărârea Consiliului Local, am zis că, domnule, haideți să luăm o taxă pentru copii și pentru, mă rog, e ceva modic, doar ca să realizăm un fond de rulment cu care să putem repara curent și să ce apare acolo, da? Eu vă spun așa, dacă lăsăm liber, și aseară l-am văzut liber, pentru că am fost la antrenamentul băieților de la situații de urgență, erau toți copiii din Marvila cu minci, cu tot ce trebuie acolo, s-au jucat, după aia au venit, s-au uitat la antrenamente. În sfârșit, e un loc frumos, un loc plăcut, unde lumea poate să meargă și poate să folosească. Nimeni nu este împotrivă să folosești. Dar să folosești cumpătat, să folosești rațional, să folosești așa încât mâine să poți să ai ce folosi. Că altfel, ce Dumnezeu să facem? Că nu mai putem face altele, vedem noastră că să scupesc toate în fiecare zi. Și trebuie să suportăm consumul de energie electrică și reparațiile care apară. Că ce se plătește? Era să iese bătaie. De ce? Unde? Atunci vine. Păi nu trebuie să iasă nicio bătaie. Era să iese bătaie. Da, nu-i corect. E un scandal mare. Este de evitat orice discuție. Există o taxă pe care este obligatoriu încasată, indiferent ce persoană vine. Nu există în lege că ăla, dacă este student, este... Niciun domnul. Niciun copil, niciun stat nu se plătească banul ăla. Doile, dacă-i dă tata, să duce și-a înghețat. E rog frumos. Deci există o taxă stabilită, nu s-o închidem, este o taxă stabilită de Consiliul Local în baza unei legi pentru a asigura buna funcționare, întreținere și plăți curente, fără a discrimina pe nimeni și fără a favoriza pe nimeni. Scurt! Se poate da din bugetul local o sumă modică pentru întreținere, că o să dă la biserică atâția bani, se poate da și pentru copii o sumă modică pentru copii. Ca să poți subvenționa activitățile sportive, numai în cadrul unor asociații sportive juridice care desfășoară acest tip de activități. Când sunt concursuri școlare, cu temă, cu participare, este altceva. Când eu mă duc să joc de la 3 la 2 fotbal, când mi-a venit mie să joc, este altceva. Deci să nu confundăm una cu cealaltă. Că recrearea timpului meu liber, să mă duc să mă distrez, să joc fotbal, este una. Când organizez o competiție sportivă la nivel local, județean, intercomunal, este alta. Deci nu discutăm despre ce și nu ne pronunțăm în fața nimănui că eu, dacă sunt
organ ales, am un drept de a ce? De a mă informa în primul rând de legalitatea modului de funcționare și până de a mă prezenta cu opinii personale. Că dacă faceți dispute în teritoriu, nu faceți altceva decât să dați apă la moară unora sau altora care se simt mai mult sau mai puțin îndreptățiți. Și nu este cazul. Ei, se pune acolo o plăcuță cu tarife, cine răspunde și-a dat domnul primar să se ocupe de dat, până îl trage la răspundere, nu pe nimeni altcineva și trebuie să avem bazele sportive bine întreținute. Asta e toată situația. Cine vrea să recreeze, n-ar decât să plătească. Domnul Măcar, copiii lăsați să țină. Domnule, și domnul să vă răspundă punctual pe cele două baze sportive, trei care le avem și care urmează a fi construite, dar fără a face prejudiciu de la hotărârea Consiliului Local, pe care domnul primar este obligat să o ducă la executare. Nu poate să o facă pe jumătăți de măsuri. Le dăm la Marvila ca ochi albași. Nu am nimic cu nimeni. Dar trebuie să înțelegem și când informăm în teritoriu populația, vă rog, dacă nu cunoașteți prevederile legale, informați-vă, cereți lămuriri cu privire la, vă dăm tot acordul și vă dăm pleate, vă dăm pune la dispoziție cadrul legal și în momentul când aveți o discuție în teritoriu cu cetățenii, să vorbiți pe cadrul legal, nu pe ce vreau eu, că m-am gândit eu că ar fi așa. Că asta până la urmă duce la, cum a spus, vinerea noastră la bătaie. Pe ce? Pentru că eu cerut bani pe cum de curi. Domnule, ăla-i pus de domnul primar să încaseze o taxă de la ora la ora. Când se joacă? O oră. Da, dar nu cel mai pe becul. Poftim? Cel mai pe becul? Nu pe becul, pe consumul de energie. Nu, doamne, pe becul ăla ce s-o arzi becul. Cum? Dacă s-o arzi, trebuie pus la loc. Vezi, până la urmă și alea. Haideți ca să vă spun despre ce este vorba. Atât la Scărișoara, cât și la Orbasca și la Marvila este la fel. Terenurile au fost puse la dispoziția profesorului de sport, care poate merge oricând cu echipe de copii să-și desfășoare atât orele de sport, cât și competiții școlare, interșcolare, fără niciun fel de taxă, da? Dacă ați putut vedea la centrul social de la Scărișoara, toți copiii care vin de la Pâncei sau de unde vin, până când intră, eu știu, la cabinetul de specialitate, la kinetoterapeut sau la psiholog sau la educator sau unde au ei treabă, pe competențe fiecare, sigur, merg și să își desfășoară activitatea pe terenul de sport, care este foarte util centrului. La ora asta reprezintă un așezământ complet acolo, aproape. Deci, pentru copii nu am spus niciodată nimic, dar în momentul în care se adună două echipe și vor să joace un meci de fotbal în perioada lor liberă, în timpul liber și vor și pe, cu becuri aprinse, e neapărat nevoie să plătim curentul, că până la urmă care ăla trebuie să-l achităm, da? Sunt de acord. Dacă îi întrebați pe băieții din Marvila care erau să ia la bătaie, pot să vă spună că mergeau înainte să fie terenul ăsta la Bălcescu. Și plăteau 60 ceva de lei ora. Acum cred că s-a scumpit ora de folosit. Plus transport. Plus transport, plus alte lucruri. Faptul că avem acolo și nu reușim decât, eu știu, să fim meschini și să interpretăm cum dorim fiecare în parte părerea noastră, e un lucru care nu ne ajută și toată lumea trebuie să înțeleagă că dacă eu îl las liber și vin 50 de corifei din ăștia care se bată într-o noapte, o să plece și cu câte un metru pătrat din cobor în casă, știi? Că nu mai e nimeni interesat atunci. Fiecare face ce vrea. Așa, unul își ia un bec, unul își ia un val de plasă, unul își ia o țeavă și am terminat cu el într-o săptămână, nu mai rău nimic acolo. Nu am zis numai de copii, ăștia care sunt peste 18. Eu i-am văzut aseară pe copii, erau liberi și erau și chiar mulți, erau aseară, jucau. Vinele, dar la panul oricine de pe teren, nu a fost, deci copilul de clasa a doua, a treia, care a fost dat afară. Da, și eu am venit când m-am dus duminică să joc. O să discutăm, o să discutăm. A fost probleme. Mă luam, dar ce au cumpărat taxul teren de fotbal cu Tali. Da. Doar în bazele, nu știam nimic, deci n-am știut nimic până duminică. După mea. După ce am aflat de la noastră, m-am informat și eu, am discutat și problemele, eu cred. Dacă știi cum, pe finul sunt care mi-am putut dat afară. Da. Alte probleme, haideți să încheiem. Da. Așa o domnul Mihai. Da, problema cu apă, domnul primar, cred că e de ceva timp.
Și de mult timp. Și în fiecare ședință observ că se discută chestia asta. Neața a spus că dacă ar merge efectivul să încasați, în afară că nu faceți suma pe care ar trebui, eu sunt sigur și sunt, de exemplu, nu știu, dau un nume așa, așa, în Scărișoara, sunt multe branșamente sau o să aveți surprize foarte mari. Da. Pe lângă că nu sunt achitate sumele de bani, se consumă și foarte multă apă în mod ilegal. Propunerea ar fi așa, să formați dumneavoastră o echipă sau din diferiți consilieri, nu neapărat care sunt din satul respectiv, ca să nu apare tot felul de chestii, și să mergeți, cum mergeți la încasat, să verificați și treaba asta cu consumul de apă. Vedeți cât se învârte, unde se învârte, ce branșamente sunt făcute. La bani, da, să vedem. Trebuie verificat de grădinile, că se vadă de și ce consumă asta, chestia cu apă din grădine, continuu. Să vadă de la momentul, să vadă dacă înregistrează. Ați făcut o investiție, ați reabilitat toată conducta, dar aceeași problemă vă că e în continuu, în continuu, în continuu. Da. Iar cu terenul de fotbal, din punctul meu de vedere, domnul Ababei nu are dreptate, pentru că la Corbasca s-a format, s-a făcut terenul acu ceva timp, da? A durat, cred că, o vară, deci o vară, și a avut tot la fel. Libertatea, nu se plătea nimic, bine. Bani se plătea. Nu s-a plătit niciodată la început. Fiind foarte multe echipe, veneau tot felul de tineri din toate satele, într-un an, dar ce într-un an? Cred că jumătate de an s-au deformat. Deci s-au rupt pur și simplu plasele, s-au spart pereți, uși s-au rupt. N-ai cum să joci chiar așa, adică și peste tot, în toate comunile din județ și nu numai, se percepe o taxă. O taxă destul de mică, ce-i drept la noi. Da. E normal să se plătească pentru stricăciuni, dacă am fi și noi cât de cât, nu știu, civilizați, sau să jucăm fotbal, nu să mâncăm semințe, beri și toate astea, nu cred că s-ar mai pune taxă. Și copiii mici nu stau la fotbal la... Tu credeți la asta? Nu, duceți-vă la mâncare să vedeți câți copii sunt pe teren. La ora 8. Nu seara, domnule, n-am vorbit de seara, ne vorbim ziua. Ziua la ora 3, după amiază sunt în față. Câți copii sunt de la Marbella la Corbasca? Sunt foarte mulți. Dar nu de la... Dar vin da, tot. Dacă copiii la ora 3 joacă fotbal de 38 de grade... Nu! Da. Sunt două multe, domn primar, când au fost să eu găsesc acolo copii pe teren. După ora 8, seara, după ora 2. Aia, da, copiii sunt duc, chiar sunt duc. Da. Da. Nu mă duc, scapa nu mă duc. Vă referiți și la proiectele care... Da, proiectele sunt foarte ok, sunt de acord de totalitate cu ele, așteptăm cu nerăbdare finalizarea căminului. Doamne ajută și de lucrul ăsta. În legătură cu problema ridicată vis-a-vis de apă, de alimentarea cu apă, aș vrea să vă spun că eu cred că toată lumea e conștientă și se uită la tot ce înseamnă mesaj media în zilele astea. Cred că ieri a fost un, eu știu, o solicitare din Agenției Naționale pentru Apă. Județul Bacău este printre primele trei județe care au probleme legate de alimentări cu apă. Din cauza secetei severe instalate la nivelul zonei Moldova, cel puțin. Cred că avem probleme din punct de vedere al proiectării sistemelor pe care astăzi le administrăm și vreau să vă spun că dacă s-ar produce un consum civilizat, responsabil de apă, să zicem că ne-am aflat acolo, la limita de jos. Astăzi cineva făcea o evaluare la 120 de litri de apă de individ. Cred că dacă am consumat 120 de litri, ar ajunge la toată lumea. Și n-ar fi probleme între vale și deal la Marvila. Și nici la Scărișoara n-ar fi probleme între aia de la vale și aia de la deal. Pentru că și acolo e aceeași poveste. Apa toată se duce la vale ca într-o prăpastie. Și cei de la deal niciodată nu vor avea apă. Pentru că așa se întâmplă și la Băcei. Sistemele au fost proiectate de maniera în care eu am fost atunci consilier local și am ridicat problema tehnică, a spus doamnei primar la ora respectivă, că nu va face acest mod de proiectare față reliefului pe care îl avem în Băcioi, de exemplu, la cum făceam referire eu. Păi nu, că dumneavoastră nu sunteți specialist, doamnă, eu îmi dau și eu cu părerea ca un prost. Mă duc la principiul vaselor comunicante și vă spun că în momentul în care scot apă sau vin de la cep, sus rămân fără apă. E clar, adică se simte de la
Mă gândesc și eu ca unul care mă pricep foarte puțin la, știu, specialiști din asta. E clar că apa, în momentul în care consumul este jos, mare, aia de sus vor rămâne fără nivel de apă întotdeauna. Pentru că nivelul scade, rezervoare, presiunea nu mai poate împinge de jos în sus apă și nivelul să scadă progresiv cu nivelul de rezervoarele de sus. Nu. Nu s-a înțeles așa, s-a proiectat, asta administrăm astăzi. Dar dacă, chiar dacă avem ce avem astăzi, eu zic că dacă am fi responsabili și nu ne-am umple piscina de 2-3 ori pe zi și nu am spălat curtea tot la fel de 2-3 ori pe zi și ne-am limitat la ce putem face, să spălăm o mașină de rufe și știu eu, să dăm apă la o vacă sau la un porc, ar fi apă pentru toți. Dar cum nu mai suntem solidari de multă vreme noi ca și indivizi, facem astăzi cine taie capul pe fiecare. Și fiecare s-a închis în, eu știu, celula lui acolo și dacă are el, este foarte mulțumit doar pentru el. Comunitatea, practic, este atât de fracționată încât e greu astăzi ca să o facem ca o ramă de celule de alea de la albină, știi? Noi suntem câte o celulă, dar una de post, de stup, una... Fiecare dintre... Suntem exact modelul satului din munte care stă un vecin aici unul la 500 de metri de celălalt. Și nu-l interesează pe ăla de la 500 de metri ce probleme are celălalt de la vale. Așa suntem noi astăzi, din păcate. Nu ne interesează că vecinul nu are apă. Dacă am eu... Se... Sistemele produc, cuțurile produc apă, sistemele bombează apă, distribuim apă, dar nu putem face față la câte hectare are comuna Corbasca să generăm atâta cantitate de apă cât au oamenii de erbicidat, spre exemplu, sau de dat cu îngrășământ foliar. Sau... Eu am stat de vorbă cu cei mai mari dintre ei și le-am spus de la obraz, așa, bă, băieți, dacă nu încetați, asta se vor închide. Pentru că așa s-a închis la Scărișoara sistemul realizat de CAP, că tot oamenii l-au închis. Adică fiecare avea atâta dreptate și atâta parte din sistemul ăla că cu cât era mai mare și mai voinic își punea mai multe țevi de la poartă, știi? Am găsit lucrurile astea și am găsit la oameni gospodari, fără niciun fel de contorizare. Mi-a fost rușine să fac public lucrul ăsta, cu toate că trebuia să o fac din secunda 1. Dar încercând să îndrept lucrurile alea, eu zic că facem lucruri bune, așa, să, băi, am încercat pașnic, haideți să înțelegem cu toții, nu se poate altfel, dacă nu ne ajutăm și nu avem grijă unul de altul, o să ne mănânce câinii pe câte unul, au apărut șacali, înțeleg, o să ne mănânce șacali pe câte unul, știi, că nu ne interesează, că dacă o ia doamna Brânceanu de lângă Mihai, nu ne interesează, Mihai, bine că o scăpa de el. Asta e problema. Făcea cineva o comparație și ne dădea ca și exemplu haita de lupi. Hai bă, să avem grijă și pe ăla mai necăjit, ia după tine și du-l în fața ta, să nu-l mănânci prădătorul din spate. Nu mai avem noi niciodată inclinații de asta. Noi să ne fugim noi primii, să scăpăm și ce rămâne în urmă, mila lui Dumnezeu să aibă grijă de toată lumea. Nu mai putem continua așa. Trebuie să fim conștienți că dacă tot așa o să gândim, o să ne mănânce toată lumea. Și nu o să mai însemnăm nimic. Eu nu înțeleg cât poate să consumi lumca aia, domnule, la marginea tabloră. Da. Pot să completez un pic pe domnul primar vis-a-vis de rețeaua de apă, în formă că prin dispoziție, domnul primar a stabilit, a constituit o comisie comunală și două subcomisii care au atribuții clare cu privire la inventariere, acordare, citire, chiar și propune către domnul primar vis-a-vis de întreruperea furnizării apei potabile acolo unde nu se respectă contractele semnate de către abonați, de către noi ca și furnizori și către dânsii ca și consumatori. Am reactualizat contractele de furnizare a apei în teritoriu, contracte care vor fi refăcute pentru fiecare consumator în parte, într-o perioadă de timp și acolo unde personal comisia constată, vor face referate, vor propune domnului primar luarea măsurilor care sunt stabilite prin lege, că noi nu facem altceva decât să fim într-un cadru legal aici și acolo unde se întâmplă lucrurile semnalate de dumneavoastră, de domnul primar, de comisii, de subcomisii, se vor lua măsuri concrete și cred eu că începutul a fost deja
pentru că cele două comisii intră și au intrat în atribuții, s-au citit parte din apometri, s-au constatat neajusturile astea vis-a-vis de consumul nenormat, adică fără a trece printr-un apometru, și urmează să luăm măsuri. Deci se va merge, se știe, să nu credeți că nu se știe la nivel local cine, ce și cum. Se știe tot. Maxim. Avem de maxim. Sau ce pot deja? Da. Da? De unde v-ați? De acolo? De... Nu contează. Se duce comisia și maxim. Duce la îndeplinire. Maxim. Avem la mână cu cei care nu se pun omul de domnul Răghești, te-ai înscris la cuvânt? Da. Da, la diverse. La noi nu avem presiune de o săptămână și ceva. Deci e apă, dar nu se poate. Pune la mașina de spălat. Pune urât. Așa este. Și în legătură cu școala de la Vâlcele, dacă nu o să o trecem ca cămin, putem să facem ceva de ea, începe să degradeze. Ca vergul cămin, da? Și în legătură și cu terenul de sport de la noi, dacă se mai face ceva. Sigur că se face, în procedură de avizare. Da. Asta e doamnă de la inspectorat, de un aviz pe care trebuia să-l primim de o săptămână și n-am mai ajuns. O să sunați la doamna inspector și voi ce întâmplă acolo. Noi aveam cadrul legal, numai că cei de la Consiliu la solicitarea pentru avizul structurii au dat la avize și avizul la inspectoratul școlar. Și l-am cerut în consecință, pentru că nu poți să te duci la autorizație fără avizul respectiv. Da. Și am cerut avizul, ne-au refuzat inițial. Da. Și apoi am vorbit cu doamna inspector și am explicat despre ce e vorba acolo. N-a dat doar doamna de la avizare, am explicat și dumneavoastră, doamna, am ordonanța astăzi de guvern care îmi dă voie să fac fără să vă întreb, că pentru școala, la ora asta, școala este în conservare, da? Nu se mai desfășoară cursuri în școală de cel puțin 3 ani de zile la Vâlcele. Poate mai mult, de 5 ani de zile, să adică nu mai e. Și atunci au reconsiderat și au trimis, da, e regulă atunci. Trebuie să mergem, scoatem autorizații, să dăm ordinul din cepere la constructor. Sunt niște pași care trebuie să făcuți și așa e România, că toată lumea se întreabă, domnule, ce merge atât de greu în România, orice vrem să facem. Pentru că sunt etape pe care suntem obligați de lege să le parcurgem. Da? Fără parcurgerea acestor etape, fără avizare, fără certificat de urbanism, fără autorizații de construire, fără nu poți face nimic. Da? După asta încep războaiele cu constructorii, care vin și încep să ceară al mai mulți bani decât au semnat la contractul de achiziție. Acum să și îndreptățiți de evoluția din piață, pentru că vedem cu toți. S-a scumpit proiectul, s-a scumpit motorina, s-a scumpit absolut tot ce înseamnă material și, prin urmare, trebuie să readaptați toți indicatorii tehnico-economici. O vedea, sperăm să nu fie cazul la terenul ăsta, cu toate că mă ustă pielea, nu știu cum să vă spun. O să-l facem, eu vreau să-l fac și terenul la Corbasca și de la... Avem bani prinși în buget, am prevăzut la începutul anului bugetar, exercițiului bugetar și trebuie să-l facem. Poate așa o să fie mulțumit și cetățeanul european care pot reclamă. Eu știu dacă vine și vede și terenul... Strâmb. Da. Strâmb. Strâmb. Da. Morim la energia pe pistă, că a spus că s-a da. Și pistă. Da. Mai sunt probleme? Da, am să spun și eu câteva cuvinte. Nu, nici. Referitor la proiectul de hotărâre, sunt de acord cu el. Este ceva necesar, atât la rectificare, acolo domnul primar a constatat că nu avem bani suficienți la anumite puncte și atunci este necesară rectificarea bugetară. Privind prelungirea scrisorii de garanție, dacă nu mă înșel, trebuia făcută un pic mai devreme, dar am tot amânat-o ca să mai avem și alte proiecte ca să le dezbatem, nu numai acela cu prelungirea garanției. Și apoi aceste 5 proiecte privind plățile pe care le datorăm acolo unde facem parte,
este cu atât mai necesar. Am stat și am ascultat cu atenție ceea ce s-a discutat aici și profităm și de faptul că zilele trecute am fost plecat într-o delegație cu cineva de la de aici din cadrul primăriei cu proiectul UNICEF și stând de vorbă acolo la Alba Iulia la Comuna Ciugud cu domnul primar am ajuns la concluzia că totuși, vedeți, dumnealui a avut dreptate și a spus așa: domnilor, la dumneavoastră aveți de lucru foarte mult cu mentalitatea. Și pe bună dreptate și din discuțiile care s-au purtat aici, este vorba de mentalitate. Dom'le, suntem învățați numai să cerem fără să contribuim la ceea ce cerem. Asta este problema. Am cerut să se facă terenurile de sport. Acum nu vrem să contribuim la întreținerea lor, că asta este vorba. E vorba de întreținere. Domnule, dacă în tinerețe jucam fotbal aici pe terenul de sport de la așa, ieșeam cu coasele, îl coseam, strângeam balega și bolovanii de pe teren și jucam fotbal. Acum, nu. Acum să ni se pună la dispoziție, iar noi să nu contribuim cu nimic. Masă și stricăm. Asta este problema. Nu, domnule, păi dacă copiii noștri spun omului de serviciu, dar pentru asta ești angajată, ca să faci curățenie în urma mea, că eu fac mizerie, că n-am părinți, n-am nimic. Este vorba de mentalitate, domnilor, asta este problema. Ar trebui ca noi, plecând de aici, de la noi, să ne schimbăm un pic și să cerem și cetățenilor acolo unde este cazul, domne, cu dumneata cu ce ai contribuit? Wow. În afară, dacă dăm așa din mână, o să dăm din mână, sunt generațiile care vin după noi și ne întrebăm oare ce vine din urma noastră. Asta este problema. Domne, acolo, spunea domnul primar de la Ciugud, zice, domne, dacă vrei să trăiești mai bine, trebuie să contribui. Au cele mai mari taxe din județul Alba și mai mari taxe decât în Alba Iulia. A stat de vorbă cu cetățenii și le-a spus, vreți, trebuie să plătiți. Noi vrem, dar să nu contribuim cu nimic. A, ba, pe vecinul mută-l mai încolo, dar pe mine să nu mă muți. Pe mine lasă-mă aici. Dar pe vecinul mută-l. Așa suntem noi aici, în zona asta. Așa suntem. Nu vedem gunoiul, bârna din ochiul nostru, vedem gunoiul din ochiul celuilalt. Doamne, contribuția aia este mică, indiferent. Și așa îl învățăm pe copil să păstreze. Că dacă el învăța să meargă liber acolo, să joace, să mănânce semințe, mai bea și o bere, mai așa sticla de apă minerală o aruncă pe jos, cine strânge după el? Trebuie să pui un om. Mama lui trebuie să punem pe cineva să facă curățenie acolo, nu? Ăla nu trebuie plătit. Spunea primarul de acolo, femeia de serviciu de la școală și femeia de serviciu de la primărie au grijă de toate spațiile verzi din jurul școlii și din jurul primăriei. Prin fișa postului. Zice, nu-ți convine? Ușa este deschisă, poți să pleci. Și așa i-a determinat pe oameni să contribuie la bunul mers al localității respective. Așa i-a determinat pe copii. Așa i-a determinat pe copii că ați auzit poate de Ciugubani. Da, e singura localitate din țară care are un ban. Ciugubani se numește. Ce este? Au un aparat în care se duc cu sticle de plastic, cu sticlă și cu metal, în care bagă acolo sticla,
în schimbul sticlei îi dă un ticket, da? Care scrie ciuguban, valoare 1 leu. Copiii au fost foarte receptivi, așa, și câți mai mulți au dus acolo la recipient, acolo, sticlele și peturile și tot ce au avut copiii acolo, au adunat bani, au venit cu banii la primărie. Primăria a decontat banii respectivi în ce? În excursii stabilite de copii și în ceea ce au dorit copiii să facă. Și le-au pus din cadrul bugetului, le-au pus bani la dispoziție, ținând cont de ciugubanii pe care i-au primit, da? Și i-a determinat pe copii să participe activ la bunul mers al localității respective. Au făcut primăria copiilor, au un primar copil, au un viceprimar copil, au un consiliu local copii, unde dezbat problemele lor. Participă la ședințele consiliului local, așa cum am început și noi să o aducem aici pe Mihaela, așa, să participe la ședințele consiliului local și să vadă ce se dezbate, iar acolo unde în ședința consiliului local se dezbat problemele copiilor, ei vin cu tot ceea ce trebuie. Este o chestie deosebită. Este o chestie deosebită. Și n-ar fi rău dacă din cadrul Consiliului Local am plecat odată și împreună cu domnul primar, că până la Alba Iulianu sunt decât 400 de kilometri și să mergem într-o delegație, că suntem foarte bine primiți. Vin din toate zonele țării acolo să vadă și să se consulte de bunul mers al localității. Noi nu facem treaba asta, că noi așteptăm primăria să vină să ne cosească șanțurile, primăria să vină să ne curețe gardul, primăria să vină să facă aia, primăria să vină să facă aia, primăria să vină să facă tot, iar noi așteptăm numai să luăm de-a gata și nici să nu păstrăm. Asta este problema. Da. Vedeți dumneavoastră că începând din această lună începe colectarea deșeurilor reciclabile din poartă în poartă. Asta înseamnă că odată pe lună mașina care vine pentru deșeuri merge pe itinerariu care îl face mașina sâmbăta pentru gunoiul menajer. Este bine să anunțați cetățenii să-și pună sticlele într-un sac de plastic, într-un sac de nylon, sticlele separat, hârtia separat, metalul separat și atunci când va fi anunțată ziua să le scoată frumos la poartă și să dăm și noi, pentru că este în beneficiul comunei. Cu cât dăm mai mult deșeu reciclabil, cu atât suntem scutiți de plată. Scutiți de plată. Pentru că Dogana, probabil că Adisu o să ne dea saci să, da, să dăm la oameni și, dar dacă nu, saci normal. Saci normal, pusă hârtie, plastic și metal acolo deoparte și dumnealor vin și o dată pe lună, deocamdată, o dată pe lună, deocamdată să vadă în ce măsură are efect, da, acest lucru. Și ar fi bine să anunțați oamenii ca să contribuim și noi la creșterea cantității de deșeuri reciclate. Deci o singură mașină ia și plasticul și sticlă. O singură mașină ia plastic, carton și metal. O altă mașină ia numai sticlă. Deci
cartonul, plasticul și metalul se pot pune împreună. E vorba de bidoanele alea de, de bateriile de sucuri, da. Iar sticla se pune separat. E altă mașină care ia sticla la altă dată. Referitor la apă, eu fac o întrebare. Domnilor, de ce începând cu luna septembrie și până în luna aprilie nu sunt probleme cu apa? Chiar nu mai. Da, nu sunt probleme cu apa. Pentru că e sece de vară. Nu. Pentru că este folosită apa irațională și nu este folosită conform contractului pe care fiecare dintre noi l-am semnat cu primărie. Nici măcar nu l-am citit, nici măcar nu l-am citit să vedem ce drepturi avem și, sau și ce obligații avem. Când deplasările noastre la citirea contorului, am întâmpinat greutăți că nu ni se dă voie să intrăm acolo, dar el n-a citit în contract că utilizatorul este obligat să ne pună la dispoziție locul în care se citește contorul și se asigure să beneficiarul să poată citi contorul. Este obligat prin contractul pe care l-a semnat. Este obligat. Iar o persoană din familie trebuie să fie prezent la citire. Cineva din familie trebuie să participe la citirea contorului. Prin contract, așa scrie în contract. Și dacă apa ar fi utilizată în mod rațional, n-ar fi nicio problemă. Doamne, nimeni nu spune că uzi două straturi de zarzavat acolo. Dar când te-ai apucat să uzi și via, să uzi și porumbul din grădină, să mai uzi și un hectar de roșie, în pălunc acolo și toate solariile și tot ce să... Dacă fură apă, îi convine că să... Da, dar îi convine și așa, așa să ne metru și el. Așa dacă ar fi corect. Și de ori mai faci și pretenții că nici nu plătești. Să n-ai apă. Păi stai că n-ai plătit de 2 ani de zile. Păi și ce mă, e la 6 lei? Păi de cine ai venit mă să plătești anul trecut și acum 2 ani? Eu de el iau la prețul ăsta, că ăsta-i prețul. Eu asta iau. Păi nu, ăsta este. Cum, eu te iau de acum de 5 ani în urmă, că tu ai fost Gheorghe Dracu și n-ai vrut să plătești. Nu, trebuie verificate pe metri. Adică când mergi să verificați, să-i dați și tu mă vedeți dacă se învârte. Pentru că fac parte din comisia aceea. Dacă de drumul la părinte, dispoziția domnului primar. Am făcut adresă la persoane ca să, în data de, am dat și data acolo și ora, ca să putem să fim în cadrul legal și să nu mai zică că n-au fost anunțați și că n-au știut că venim la cititul contorilor. În urma măsurilor care se vor lua, probabil că vom închide mai multe robinete, pentru că asta este. Doamne, primăria trăiește pe bani. Serviciul ăsta de apă ar trebui să se întrețină singur, fără contribuție de la buget. Păi dacă nu se întreține singur, înseamnă că nu este rentabil. Și atunci ar trebui închis. Scurt. Asta este. Orice care nu se întreține singur, trebuie închis. Păi, ce facem? Banii, în loc să-i băgăm în proiecte și în altceva, trebuie să cumpăr țeavă, trebuie să cumpăr bufet, trebuie să cumpăr... Dacă am mai plătit și o firmă din exterior care să ne facă lucrările astea, că noi nu avem meseriași pe apă, da? Facem cu doi, unul este șofer, celălalt este de servier, da? Și ei fac lucrările astea. Dar dacă am plătit manopera, să vedeți atunci unde am ajunge. De fiecare dată să chem... Asta trebuie să le spunem la oameni. O societate. Dom'le, dacă sistemul nu este rentabil, sistemul se închide singur. N-ai ce să faci. Asta este situația. Că nu te lasă să bagi bani din buget acolo. Că e un serviciu pe care tu îl prestezi la populație, da? Și dacă îl prestezi la populație și constată ăștia că este nerentabil,
la cel țin? Asta este problema. Ca la oricare, dacă ai o afacere și vezi că nu merge, nu. O mai faci? Nu mai faci, o închizi. Asta este soluția. Da. Eu zic să transmitem cuvântul domnului primar către populație să știe despre ce este vorba și să informăm corect. Eu am mai spus-o mai multe rânduri. Dom'le, dacă aici ești corect și ești de acord cu tot ceea ce se discută și cu tot toate măsurile care se iau, de ce te duci după aceea și spui, am votat și eu, dar nu e bine. Bă, spune aici că nu e bine. Aici, domnule, discutăm. Și, mai spunea domnul primar de la Giugut, zice, domnilor, ședința la mine știți cât durează? 5 minute. Ne-am adunat, am votat și am plecat. Și domnul primar de la Colonești, dar de ce, domnul primar? Păi zice, totul dezbatem în ședința pe comisii. Acolo dezbatem tot, se scrie și am terminat. Acolo să-i fac toate nelămuririle și absolut totul. Așa că ar trebui să impunem și noi să facem ședințele astea de comisii în altă zi față de ședința de plen. De plen. Și venim la plen frumos. Băi, ședința de juridică stabilește o zi. Secretarul pune la dispoziție tot ceea ce trebuie, domnul primar lasă pe cineva ca să răspundă la ceea ce solicită comisia, fie din buget, fie de la asistență socială, fie de la juridic și așa mai departe. Și gata, discutăm ce avem de discutat, notăm în procesele noastre verbale, ne dăm acceptul sau nu dăm proiectului de propuneri. Facem propuneri, sigur că da. Și atunci, în ședința de în plen, discutăm dacă este ceva de adăugat bine, dacă nu, am votat și am plecat. Asta este. Și cred că așa ar fi cel mai corect să... Vedeți, venim de la ora... Stă și domnul cu... Așa, cu... După noi, pentru că venim la ora 10, până luăm, unul mai trage o țigară, altul mai nu știu ce, și ne întindem până pe la ora 11:30 și pe urmă la 11:30 încep iară discuții și nu știu. Discutăm în ședința de comisii ce avem de discutat, venim, am votat și am plecat acasă. De fapt, cred că, de fapt, așa spune și regulamentul, nu, domnul șef? Da. 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 Mai sunt probleme? Da. Dacă domnul primar mai are de răspuns ceva. Ce să vă mai răspund? Aș vrea să țineți cont de rugămintea pe care v-am adresat-o și să încercați să atrageți lumea de partea binelui, partea pe care o cultivăm de vreo 6-7 ani de zile aici în Consiliul Local. Și bine la care lucrăm împreună de când am început mandatele de consilier, respectiv primar, viceprimar și tot ce se întâmplă în primăria asta, cred că e spre binele celor mulți. Încercați să le spuneți oamenilor și dați-le exemplu ăla cu haida de lupi, care are grijă întotdeauna de cel mai slab. De cel mai slab. Da? Pentru că în asta constă menirea noastră aici. Sigur, nu putem supraviețui nici noi aia din frunte fără la slab din coadă, pentru că așa însemnăm comunitatea. Altfel, dacă îi lăsăm pe aia să moară, o să ne facem pe râs și nu o să ne mai considere nimeni nimic, nici pe noi. Da? Haide să ne intereseze și că ăla nu are și eu am și să împărțim cu el și bucățica aia care putem să o împărțim și să fim oameni, că asta e cel mai important lucru. Vă urez o zi frumoasă și mulțumim tare mult pentru participare. Da, înainte de a supune la vot proiectele, dumneavoastră sunteți conștienți de faptul că în ședințele noastre de Consiliu sunt aprobate o sumedenie de proiecte care noi practic dăm sarcină primării să ducă la îndeplinire ceea ce supunem noi la vot aici. Era necesar să fie rectificat bugetul pentru că au apărut goluri în proiectele care, goluri de plăți în proiectele care sunt în derulare și era nevoie de
modificat de la capitol altul sumele ca primăria să poată plăti lucrări care se execută în cadrul, în cadrul comunei. Îmi pare bine că s-a luat hotărârea, sau să ia hotărârea asta cu privire la la căminul cultural. Este un lucru, lumea care se uită zice că nu se interesează nimeni de acest lucru. Dar proiectul a fost aprobat, a fost și preluat de o societate ca să construiască, au plecat ca niște lași, au rămas și au plecat. Este bine ca justiția să-și facă datoria și să plătească ceea ce n-au făcut. Deci e bine că pornim cu acest proiect să termin din nou derulat proiectul. Iar apare PSA, trebuie să vină altă societate sau cine să scrie la... Acum să vină la Băcei, am încărcat de trei ori școala aia de la Băcei, nimeni nu s-a scris de trei ori la rând. Să vedem ce o să mai fie. Taxele care trebuie să le plătim, vedeți că... Deci, aceste taxe se plătesc din bugetul local. Trebuie să faci, să fie făcute încasări la bugetul local. Domnul primar, vedeți că deci, sunt veniți cei de la Băcei. Sunt probleme acolo la încasări, trebuie neapărat rezolvat. Pentru că iar pleacă și iar rămânem cu taxele neachitate. Au mașini luate prin alte nume. Se trezesc că au zeci de milioane de plată și nici nu le pasă. Am avut o discuție cu cineva, acum iar am scris o altă mașină pe numele lui. Eu, problema e când vine la înscris, să-i ia taxa atunci pe loc. Nu mai stau să-l aștept pe el când vine el. Când vrea el să plătească. Deci tot ce ne-am propus, sunt cele 5 proiecte, banii sunt dați de la bugetul local și e necesar, dacă facem parte din aceste comisii, deci trebuie să contribuim. Dacă nu mai sunt probleme, trecem la aprobarea proiectelor de hotărâre. Deci primul proiect este aprobat. Proiectul numărul 49 privind rectificarea bugetului. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Cineva nu. Proiectul numărul 5 cu prelungirea scrisorii de garanție la căminul cultural. Cine este pentru? Abține cineva? Împotrivă? Nu. Proiectul privind aprobarea plății obligațiilor financiare la Societatea Națională de Crucea Roșie. Cine este pentru? Potrivă? Nu. Privind cotizația la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare. Cine este pentru? Împotrivă? Cineva nu. Iar cotizația la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIBA. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține nimeni, nu? Iar mai avem o cotizație la Asociația GAL, Cetatea Tama Sidava. Avem problema parcului. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține, nu să abține. Și proiectul acord. Aprobarea taxe anuale datorată Asociației Comunilor din România pentru anul 2022. Cine este pentru? Da. Vă mulțumim. Dacă mai sunt ceva... Da, vă rog să plecați împărcați cu ideea că niciunul de terminați nu a fost forțat să voteze într-un fel sau altul, da? Că așa au fost acuzați, că îi forțăm să voteze cum vrem noi, da? Și că la cei care nu vorbesc le punem pumnul în gură. Deci dacă cineva se simte să se duce să vorbească acum sau să tacă, o spune americană. Doamne, da. Doamne, eu aș vrea să completez cu rămintea de a nu pleca
de a lua legătura cu domnul vice ca să vă poată ajuta, dacă poate fi disponibil. Da. În vederea finalizării procedurii de depunere a declarațiilor.